Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. La vecinii în Grecia, acum necaz mare în Grecia, o turmă de oi a intrat într-o seră și a mâncat 300 de kilograme de cannabis. Deci poate că n-a fost necaz chiar pentru toată lumea. Oarecum Behă e oaie drogată. Cred că pe ritmuri de Bob Marley ceva, undeva pe acolo. Ok. Ce-i asta sau? Asta e un remix. Deci ca să explicăm. Asta ar putea fi efectul, mă gândesc. Ok. Adică participă și vecinii. Câte cei? 300? 300 de chile, da. O turmă de oi au intrat într-o seră, deci există o plantație, mă rog, aparent în Grecia poate fi plantat cannabis în scop medical. Așa. Și cea mai mare fermă de cannabis medical din Grecia a fost atacată de oi. Proprietarul a spus după aceea, a făcut o declarație pentru un post de radio din Salonica, a spus că a fost distracție mare. Citez, eu, zice el, sunt foarte bine, dar și mai bine sunt oile, săreau mai sus decât caprele. Omul o ține dintr-o belea în alta, a explicat ce s-a întâmplat. Spune așa: suntem cea mai mare unitate de sere de cannabis din Europa Centrală și de Est. Uite, mă, știai? În Grecia? Și te-am mers vorba aia în Grecia. Da. Acolo de ce n-am luat și noi cazare? Zice, am pierdut 80% din producție din cauza inundațiilor. În timp ce încercam să salvăm ce puteam, am văzut dintr-o dată oi și capre păscând în interiorul serei. Le place foarte mult. Problema a fost cum să le alungăm din seră, pentru că nu voiau să plece. Am mai povestit fermierul, te crezi și eu. Cu zăhărelul. Zici? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.